Ziua. Am un plic de ridicat. Da, da, da. Aștept afară, da? Da. Eu am fost... Te dă afară. Ce să fac? Te dă afară. Unde, unde? La... Păi n-ai tu zi. Fiți o asistentă, n-ai una. Pe mine n-are cum să văd de... Numai Dumnezeu dacă vrea. Nu pe bune. Dar n-am zis că eu fac unul... Nu, 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 să... N-ai tu zi să se ia. Băi, de ce zile suspendarul și după aceea, dacă nu... Și la asistente. Au fost de tot problema. Dar să nu am. Da. Eu ieri m-am uitat la televizor, că nu prea m-am uitat la chestii, știi? Și nu mergea Netflix-ul. Da. Și, poate că era încărcat de parba. Și, poate îi revine. Și am dat, dar nu m-am uitat. Nu m-am încărcat ca eu, știi? E bun, e bun. Tu de afară, e bun. Așa e. Mai mulți bani pentru primar. Dacă l-am văzut, vă dau afară, vă dau seama, că nu-mi bani la... Eu m-am zis vaccinat. Cum? Eu sunt. Știu? Dar mi-ați mai zis. Nu mai e bine să fac. Dar de ce? Cum mai aveți? Păi da, dar nu mai e bine să nu mai faci. Dacă... Știți cum se umple locul la cimitir? Am fost la cimitir, acum s-a învărit parcela. Și la, eu mă duc până la mână la aia mei. Da, de fapt, da. Am văzut. Bun. Hai de aici, să păi și că auzi că la... Aici. La spitala atelierului pe ful. Ieri, că zbeară și fărea, cum se cheamă. Salvările. Cimitirul Obirbu, le zic eu. Dacă toată lumea tace din gură, foarte bine, așa trebuie. Nu știu cât m-ați mai dat. Ciao, mă de. Ia,
Păi nu, este din... Vă arăt că am o poză pe un telefon. Deci... Ăla a fost ultimul plic. Păi nu, e din 21, azi în 22, cu... Uitați aici. În 21 ați primit. Da. 21. Păi dacă vine... Păi da, dar e azi în 28, 7-21. Da, altul nu mai este decât ăla care e ultimul 22, care... Da, da, da. Cu 7, 7 zile ar fi astăzi, dacă în 21. Nu, 21, nu, că nu se ia. Nu, se ia de când vine la 22 noi. 22 cu 7 e 29. Deci da. Mâine trebuie să fie. De asta trebuie să mi-e eliberat ceva, că am venit și că am indicat. Noi. Păi nu, dar dacă nu, vedeți că e tot primit. Ia, vimăriți să văd. În 21 ați primit dumneavoastră, da. Nouă. E pe numele meu. Aha. Vedeți? Da. Știți să-i ridica noastră, că așa spune, așa spune, că tot domnul care vine. Și aici nu l-a adus. Păi nu știu, că tot acela... Așa sunt de fapt. Trebuie să fie ceva, că altfel nu mai primesc asta. Și atunci mi se pune la dosar și nu pot să mai ridic și toate celelalte. Și atunci trebuie să facă. Dați-mi ceva, că am fost la primărie, n-am putut să ridic și gata. Curățenie, fabrică, haine, benzină, răzbă. Da, știu că mi-o povestit în asta. A? De ce are o legă, îi faci online? Deci plicul ăsta nu a venit. Noi nu avem ce să vă dăm aici. Noi doar plicul, dacă vine, eu putem înțeles, să... Eu am înțeles, dar eu trebuie să justific altceva, noi nu suntem obligați decât plicul să vă dăm, dacă a venit. În caz că vine, noi... Păi știți obligați, eu dacă am venit și așa, nu dați nu... nimic. Ați văzut că trebuie să pot până mâine mai trebuie să mai vin. Îmi pare rău. Da, bună ziua. Îmi pare rău. Ca să vă trebuie ca să-ți vă trebuie tot cei pe care îți dați un răspuns că n-ați avut niciun plic. Eu sunt angajat al primăriei, nu pot să spun eu la toată lumea. Doamne, vă trebuie ITM-ul, dacă știți cunoașteți dată. Domnule, dacă vine primul... ITM-ul, trebuie să aveți un sun în piept. Da, dacă vine primul, noi vin eliberăm. Știți? Noi nu suntem obligați să vă dăm alte... Plicul, dacă vine, noi îl ținem. La legea de bloc de muncă, așa vă scrie la articolul 13. Deci noi nu-l ținem. Dați, trimiteți mail și atunci o să... Cum justific? Altfel mi se zice că mi-au comunicat și mi-a să nu ziceți că nu aveți și orice... Păi nu au venit aici, de unde? Noi n-am primit, că noi nu-l ținem. Eu cum mă justific? Dacă trece de 7 zile, noi putem doar să-l trimitem înapoi. N-ați înțeles nimica. Deci înțeleg. Am venit în termen, din data de 21, deci azi din 22. Deci eu n-am făcut așa ceva, nu-i interes, că azi nu sunt în măsură. Nu, dar azi din 28. Da, plicul a venit. N-ați refuzat să spuneți cum vă numiți. Plicul nu a venit. Eu pot să spun la judecători că am vorbit cu doamna. Puncte, puncte, că nu-mi spuneți cum vă cheamă. Trimiteți mail. Păi cu cine, că cu cine am vorbit? O să vedem, că nu eu eliberez. Este cineva spate, care s-a prezentat domnul Șoșa pentru plicul putare și gata, nu pot... Eu... Acum. Nu te-ai
Care? Am venit cu el? Da. Cum vă mergeți? O tare. O să intru în drum? Sau? Da, voi ne intre în drum. Primul paie. Da, voi ia eu. Gloria? Glorica. O să fie mult de drum. Da. Da. Da, pe difuză. Eu nu știu ce dar e ca numărul de situare. Că ăștia nu mai trec pe aici. Păi nu știu, deci... Nu scrie pe... Haideți să vedem pe loc. Nu dacă... vreau să-mi dați un răspuns privire la acesta. Eu nu pot să vă dau, că eu pot să vă deliberez plicul dacă... Dar asta am vrut să vă spun. Să... Deci oamenii la neastră. Și neastră ce să nu aveți ca... Nu este. ITM-ul obligă să adresă numele. Eu pot să vă adresez chiar neastră la centru, pe numele neastră... Da, să vă spun. Neastră spun. Nu, ascultați. Așa, și eu nimic, dacă vă trec ce se prezie, mi se consider comunicare. Asta nu că sunt eu de la credință, nu vin civic, înțelegeți? Da, sigur că dar da. Dar nu sunteți de vină dacă plicul nu a venit deloc aici. Vă judecă, trebuie să mă ziceți. Asta am vrut să vă spun. Dacă... Trebuie să-mi dați un numele pe tine. Pe numele noastră exact la centru, mi-am să-mi dați un răspuns că ați fost... Eu nu pot să vă dau numele meu și nu pot să... Pe oricum, doar plicul vă interesează. Vă iteme-ul pe cap și o să vă iteme. Ce-am vrut să vă întreb? Dacă este de la... Să vă spun, dacă este de la judecătoria Reșița, nu mai trece pe aici. Merge direct înapoi la ei. Pe mine e scris la primărie, trebuie să vorbim. Scrie, dar este de la judecătoria Reșița. Eu v-am arătat chestii. În caz că este, puteți să mergeți astăzi, acolo. Și să le ridicați, ca să nu pierdeți micul, știți? Că nu mai trece pe aici cei de la cei de pe Reșița, judecătorie, tribunal. Oricum aici văd că vin. Toate scrisele din la primărie. Nu vin toate. Nu vin toate. De la judecătorie, dar... Uitați-vă acolo, sigur. Nu vreau să-mi dă plicul.